Bă, salut băieți și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi, cum ați văzut în titlul și în thumbnail, vom juca CFR vs. FCSB, pot să zic eu, derbiul de vreo 5 ani în Liga 1, în Superliga, doar că toți jucătorii sunt giganți. Și ca data trecută când am făcut un astfel de experiment, sunt aici cu Cristi. Bă, salut băieți. Și ca și data trecută, Cristi, te rog să dai pe A, ca să le arătăm băieților marea nebunie de aici. Bam! Cine e ăla? Tavi Popescu? Cred că Tavi, da, cred cu... că da. E boa. Uitați și voi băieți, aproape le iese capul prin tavan, cum ar veni, prin monitor, dar nu știu ce la, să zic. La care cap te referi, la e boa? Da băieți, și cum am făcut și la episodul trecut, vom juca prima oară un match, 11 contra 11, cu echipele normale ale CFR-ului și ale FCSB-ului. Nu mai au nevoie de introducere acest băieți. Primul match 11 contra 11, al doilea match Volta și ultimul match penaltiurile. Deci 3 challenge-uri, vedem cine e cel mai bun din acest 3. Data trecută m-a bătut Cristi, puteți să vă uitați și la clipul ăla dacă nu l-ați văzut. Astăzi este mai egal, jucăm FCSB versus CFR, toți jucătorii sunt înalți. Bine, și cred eu dacă v-ați uitat la clipul precedent, puteți să nu mă uitați la asta, că o să fie la fel, adică o să știți și de data aceasta. Da, ia uzi, mamă, că așa, giganții. Da, a, credeam că sunt antrenori sau așa. Gladiatorii. Companio. Care pare, parcă nu mai e așa înalt, da, se vede diferența. Mamă, diferența față de arbitri, acolo se vede, da, diferența, știi? Era mișto să avem, sau să aibă ei copii de mingi sau așa ceva, gen în fața lor, că acolo s-ar fi văzut. Că le ajungeau fix, da, la, înțelegi. La cap. Mamă, chiar că se vede aici, când joci, îți dai seama că sunt mai mari. Parcă se mișcă și mai încet sau... E, îți dai seama că n-ai cu... E mingea mai mică față de... Mamă, au mingea cât capul. Au capul cât mingea, de fapt. Petrila, mamă, ce mare. Dar cred că e prima oară că joc cu CFR-ul, nici nu știu cam care și mai bun așa. Petrila bănesc că e mai ok. Petrila e bun, dar vezi că are echipa bună. Oh, ți-am dat crash, gata, 1-0. E boa, tengă la OP, de AC. Și e boa, cred că e ok. Deci dacă nu dăm o foarfecă în meciurile astea, suntem degeaba. Aul. Efectiv, cu jucătorii. Sau un gol cu cap. Sau o lovitură de cap. Uite aici, cu companiu, foarfecă. Ce ți-am zis, mă? Ce ți-am zis, mă, foarfecă cu companiu, dacă ai mai avut așa ceva? Am încercat să le știe pe toate companiu. Da, deci așa e un jucător, e un jucător destul de înalt în viața reală, are 1.95, acum are peste 2 metri și uite și ce minunăție de gol a dat. Da. Bă, n-a fost chiar atât de frumoasă foarfeca. Păi am mutat ce portarul, și dacă cred că altfel nici nu era. Ai mutat portarul? Un pic, l-am dus pe, uite, aici să zic, am mutat un pic. Nu știu ce am, da, am crezut că dai la lung, gen, mă gândeam eu așa. Bă, o farfecă, e o farfecă. Da, e farfecă, o, e farfecă. Dar poți să mă ieși prin părți puțin pe aici, uite, mi-a crescut părul dacă tot... Hai că e frumos, 1 la 0, deja e nebunie, băieți. Da, ai început bine, da. Adică, au, tati, și la meciul trecut, 11 la 11, tot eu te-am bătut, parcă. Nu mi-amintesc. Dar asta nu înseamnă că o să te baci la următoarele. Clar, asta e clar. Practic, când hai, ești atât de înalt... Janga! Janga! Mamă! Ce-ai făcut, mă? Bă, ia uita mingea, tată. E slab rău, Janga, ăla mai sabotat rău. Mai bine jucam cu Pălgrădean atacant. După un timp nici nu prea îți mai dai seama că ai jucător doar de 2 metri aici, opa. Opa. Hai, e boa, fă aici o celebrare, ce oameni. Mă, wow, ce celebrare. Văzut? Da. E nebun, da, e senzație. Nebun. Ai văzut noua celebrare a lui Ronaldo? Da, da, mă gândeam că poate o faci așa din greșeală, că nu știu cum se face, dar am dat și eu pe X. Nu, că nu, aia o face numai Ronaldo. A, numai Ronaldo, da. Bă, frumos gol. Da, e superb, ce să mai, a fost un șut în vincul de la vreo 30 de metri. Ia, am zis că o dau peste tine. Gata, băi, ușor. Aolo, vrei să intre prin mine, ce vrei să faci? Am șutat de 3 ori. Am văzut că am încercat acolo. Ia uite și Petrila, oh, ce le știe, hai, da. Ia vezi? Ia vezi? Ai, mă, de moare portarul, n-ai cum. Nu, că ia că dau una la cap. Ia. Păi, ideea e că și eu am 2 metri. Bine, în capul meu era că dau un pic mai departe de portar, dacă are sens. Opa. La, nu cred, mă, că a trecut pe lângă. Bine. Nu știu dacă el s-a totus de intenționat sau... Au. Nu. Au. Nu, bine, mizerie, asta, aici cred că înălțimea a contat. Da, da. Păi ui, știu ce bine a scos Sotenova, nu? Bă, nici șutul n-a fost grozav. Pericol. Pericol, da, pericol. Nu mai gata, nu mai încerc cu Petrila brazilene. Păi el ar trebui să se transforme bine. Nu! Aua, acum mai dădeai una din foarfecă, plecam acasă. Ce lovitură. Păi nu ești acasă? Ei, păi înțelegi.
Bă, dar de numai foarfecă. Dar mie îmi place numai foarfecă, mă. Păi, păi de când te-ai tuns ca Denis Mann, tot te-ai tuns tu singur. Dar zic, ți se pare că seamăn cu Denis Mann? Bă, da. Un pic așa. Da? Un pic. Sau zici la mișto? Bă, un pic acolo, un pic tot aduci. Păi aia zic și eu. Aolo, oh, păi până se ridică băieții ăștia. Vezi că intrăm în prelungiri? Observ. Fuck. Nu-mi place prelungiri. Nu, și ce face Golden în golul d'aur. Da, că, păi, da, da. Ideea exact. Să nu ajunge ei la penalti, că na. Da. Dacă se termină egal, mai dăm unul sau cum departajăm? Păi nu, mă, nu. Pe Golden Goal durează până... Nu, mine. Nu durează. A, atunci, nu știu. A, ah, dacă mi-e și asta. Ce-s, mă, astea, mâncați în gura ta? Ia. În șuste. Coman. Ah. Băi. Dar vezi că mai avem o repriză mine. Doar. Păi ascultă la mine, că am timp. Da, nu, 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 nu. Genial. Da. Opa. Oh, ți-a plăcut aia? Am făcut fake cea cu portalul. N-am apucat. Adică eram încă cu fața în pământ de la acea schema lui Gianga. De supărare. Mamă, cum am prins-o pe linie, ești nebun? Mbappé! Se către... Wow! Hai băieți, hai, bă. Repede, repede. Nu așa, ba da, așa e bine. Hai cu recuperarea aia. Hai cu recuperarea aia, că nu mai ai timp deloc. Da? Oh, ai trecut pe mine. Nu. Nu, mă, nu! Hai, Juma. Hai toți. Companiu, am nevoie de tine. Ah, perfect. Companiu! Nu așa, nu așa. Nu s-a terminat. Tavi Popescu. Tavi Popescu în careu. Nu! Tavi Popescu, nu! La ultima fază a meciului. Tavi Popescu de 3 metri jumate marchează, tată. 2 la 1. Cristi. Băi, ca și la meciul trecut tot așa, marca pe final. Băi, nu credeți. Fix ultima fază, dacă nu era am egal. Am dat pasă aia greșit acolo, m-am precipitat, uite și tu. Uite, uite. Hop. Up, am încercat să te și faultez. Da, degeaba portar are 5 metri, că creierul tot de nucă n-are. S-a pus în fund, uite, că, uite ce picior lung are. A, uite bă, și-a atins-o, dar n-a putut mă să resping. Că îmi vrea Tavi să dea gol, de gol, bă. La revedere. A, asta că era Golden Goal, da. Am uitat. Da. Deci, acum băieți, urmează meciul de Volta. Și hai să vedem ce o să iasă. Așa băieți, hai că aleg eu de data asta. Alege ceva frumos, dacă... Îmi place chestia asta, nu știu. Mie îmi plac mai mult chestiile astea mai naturale, așa, uite, suntem în munți. Cred că e nouă asta, n-am mai văzut-o până acum. Posibil. Și fă-ți echipa acolo. De fapt, cred că aia e bună echipa. Da, cu Bordeanu nu-mi place. Așa, băieți, Volta, football, eu versus Cristi, ești gata, mă? Bă, eu sunt gata. Acum, poate că trebuie să câștig, altfel e gata clipul și nu-mi place. Nu e că dacă câștigi, vedem noi ce facem. Bun, jucăm aici la, nu știu unde suntem, Maramureș undeva. Da, da, foarte frumos, într-o pădure, Maramureșeană. S-au strâns băieți să facă o horă acum. Mm-hmm. Păi, e bine că sunt și porți de alea mari, deci e perfect că sunt în, corelant, în corelație cu... Dar n-am portar? Păi n-ai portar. Păi cum? Aaa, păi eu crezi că am portar, mă. Papucatea. Păi acum îmi spui la 1-0. Ce frumos i-am dat-o. Păi îmi spui la 1-0. Uite-l pe ăla ce făceam poartă. Din voleu. La parte. Foarte mișto cu porțile astea, mă. Ia. A, păi ce facem aici? Că tu dai șut de oriunde și e gol. Băi, e prea tare, e prea tare. Și dacă prind mingea, ți-am dat gol. A, fuck. E și inversat. Opa. Nu cred, mă. Băi, nu cred, mă. Iarăși ghinionul cu boarele astea, dar... Nu cred dacă intrai aia de la mijlocul terenului. Bă, mă simt fix ca pe sintetic, ești nebun? Sau într-un parc undeva, la 34. Da, mă, da. Păi gata, mă, dacă mă doar dau șură. Porțile astea mari. Dar nu știu dacă erau. Trebuie mai negău cu portar, zic că nu știu, era mai ok. Nu, mie-mi place mai mișto. Mie-mi place mult așa. Băi, ce firic. Băi, ia stai, că vreau să mai văd o dată. Nu mai zici nimic? Nu mai zici. Doamne, ce bă frumos. Direct vinclu. Asta și cu direct portar vinclu, dacă era mai scute. Ah, hai că am avut noc șor. Băi, exact ca posibilitatea. Când mai bine punem regula aia să șutăm numai din careu. Încerc frumos, eu încerc frumos să mă duc, nu-ți dau de la mijlocul terenului, deci pe bune. Acum da. Iarăși dai pasă și dai șut.
Noroc că... Crossbar Challenge. Crossbar Challenge pe FIFA World. Da, mă, da. 3-3, am intrat în joc, Anthem. Da, nu-mi place. Așa, așa. Nu mai îmi place, nu mai îmi place, schimba jocul. Hai la tenis. Nu, mă, nu. Bine. E greu să ții, să faci ceva. Opa. Dar chiar, mă, la tenisul ăsta din Volta, am văzut că e un tenis de picior. Putem să jucăm așa? Nu știu cine am ce fac. Nai, eu. Edita mai poarta, mă. Te-mi place mai mult așa. Ia încercă și tu un bombeu. Bă, aaa, stai că-s prost, că am dat... Nu da tare, că n-am mănuși. Băi, băiatule, băi, unii sunt prea incompetenți. Dar nu-i corect că tu începi după și... Oh, bun, ai că am scos-o. Da? Hai pe trier. Bine, Olarule, hai cu golul. La revedere. Băi, dar e prea să fiți fain cu poarta aia. E prea ușor. Deci chiar zici că suntem la sintetic, fără niciun. Da, doar că la sintetic nu dăm așa. Hai, că am dat și power shot, să puneți. Ai dat power shot? Da. Cum dădeai, că nici nu mai știu. Apeși L1. Aaa, oh, s-a dus în apă, mingea. Bă, cine se duce după aia? Florin. Nu eu. Ultimul jos se duce. A, nu, mă, nu! Băi, că prost, mă, că așa am pierdut și mai trecut. E prea tare. E prea tare. Opa. Stai că m-ai luat. Uite gol frumos. Ce gol frumos, bă, chiar n-am ce să fac. Tu așa poți să mai apeli. Cum să apăr? Din noroc. Te poziționezi. Păi eu mă poziționez, că fuge și sucătorul din poarta. Te poziționezi, bă. Uite, vezi, stăra și tu. Ei, de la distanța aia era greu. Ești ghiolbal. Dar n-ai mult cum, mă stresează. Concentrare maximă. Că nu ai cum, efectiv. Ai ăla e foul, boss, așa. Ai, mă, nimica. Da. La minge. Avantaj. Ce se mai zice la sintetică, nu mai știu. Nu știu. Bă, nu. Facem și mâine. Da, mă, da. La sintetic. Ce? 8-7. Facem mâine vlog de la sintetic. Bă, ar fi ceva, da. Bă, da, dacă stă cineva pe bandă, pe bară să filmeze. A, da, dacă apucam facem, aici. Putem să facem să fim în echipe diferite și când eu și tu te filmeze cum ar veni, ca să fim sigur că filmează lumea. Păi, sunt 3 echipe? Da, 3 echipe o să fie. Deac. Deoc. Da, mă, egal, opa. După mult timp, opa. Egal, că nu mai știam cum arată egalul. Am, hai, că trebuie să câștig meciul ăsta. Băi, dar numai crossbar. Ce e meciul ăsta? Numai crossbar, bă. Fuck. La revedere. Da, am încercat să stau. Sweaty goal. Doamne, uite ce-a făcut. Uite ce-i făcui. Uite ce-i făcui, băi. Ia. Popescule, MK meci. MK meci, Tavi Popescu, chiar dacă poate tu ai dat 9 din cele 9 goluri marcate, tu MK meci. Opa. Bine că ai pasat-o. Bine. Și ăsta e gol. Dacă dai de la mijlocul terenului cu poarta goală. Ah, nu pot să cred. Nu pot să cred că n-ai intrat. Ia. Tavi Popescu. Și din Rabona, Ce poarta goală, băi, poarta goală. Ce mai vrei mai mult de atât? Da, era gol, în poartă. Poartă. Nu care, că nu era nimeni în poartă. Ia, uite, din Rabona, da? De la mijlocul terenului. Uite, aveai om în poartă. Păi și de ce? Era, da, și mă aruncam cu capul. Hai, mă, capul. Că a fost prea frumos. Nu știu. A fost prea frumos. Așa, da. Uite, ăsta era gol. Da, măi, uite. Ce crezi că e? Da, uite, mă, frate, dar n-ai nici stresant rău, că efectiv e orice șut e gol. Bine, dacă știi să pasezi. Da. Ah.
copac. Da. Bă, nu mai pot. Da, asta e chestia, că eu mă grăbești, știi? Da, mă, da. Da. De obicei, nu e bine să te grăbești la FIFA. Da, dar modul ăsta de joc... Așa. Nu pot să cred, bă, da. Îmi place mult să dau așa din prima, din prima. Prea tare. Opa. Bă, am vrut să bag 2 în poartă și l-am spus. Mă mir că a dat-o așa bine. Într-un meci normal, nu le-ar da atât de bine niciunii. Așa e. Noi comentăm care mergem la sfârșit. Da, mă, da. Nu, mi-ai dat craci. Nu pot să cred, 13 la 2. La 12. La 2, da. Băi, da, e portarul prea bun, mă. Da. Am zis portar papucate, nu te pune portar fix. Nu stau. Hai mă, bagă-mă în poartă. Ultimul jos se pune în poartă. Hai mă. Hai mă, frate, băi, n-am văzut așa ceva. Cum ia-ți dai peste? Sorescu. Cu ce? Nu știu. 14-13, hai. Cred că e cel mai... meciul de Volta care, în care s-a marcat cel mai multe goluri. Ai cu așa... Mă, nu! Nu cred că nu știu cum mai am timp. Păi dacă tai și pasezi în loc să șutezi din prima, șutează, ai, bă! Nu vreau așa. Nu vreau așa. Păi, bă, pierzi. Nu mai zic nimic. Nu mai am timp! Un gol mai trebuie. Hai! Da. Aaaa, cred! Te-am bătut! Cred, un gol distanță, ei, jaco! 2 jaco. La 0. Dar fii atentă, că îți propun acum ceva. Așa. Totul sau nimic, penaltiuri. Așa. Dar, dacă te baci aici, așa, și e 3-0, trebuie să faci o provocare. Bine, mă bag. Deci totul sau nimic la penaltiuri. Dacă mă bați, aia e... Dar faci tu provocare. Nu face nimeni nimic. Nu, eu nu fac nimic. Dar dacă te bat și la asta, 3-0 la general, faci o provocare. Bine, dar mai adaug o mică steluță așa. Nu cred că se va întâmpla, dar dacă te bat și nu dai niciun gol din penalti, faci și tu provocare. Bine. Oricum, șansele sunt mici să nu dai chiar niciun gol, dar cine știe. Hai să vedem. Tu-ți băut o gol odată. Ăla nu. Ce panoramă, îi scoate ăla din parte, că mai încep o dată. Bă, e așa, poate. E 2-1. Două repede aici să o dau. Bă, cum mă repede în poartă. Bă! Bă, bag o poartă! Bă, nu fi prost! Așa. Bravo, Coman, bravo, senzațional. Cum era, să scoată Coman? Doamne, ce bag pe mine, că iară să te-am 5 ani să... Aoleu. Dar, bun, hai cu penaltiurile alea. Da, băieți, ați văzut faza asta. Acum, haide să dăm penaltiurile. Deci, cum am zis, dacă le dau pe toate și, de fapt, dacă câștig acum cu tine Cristi și bag 3 la 0, face provocare, dacă nu și... Dacă te bat eu și nu dai niciun gol... Fac eu provocare. Da. Ești gata? Eu, în primul rând, trebuie să-mi apăr persoana proprie. Hai să vedem. Da, mă, da, ești nebun. Let's go. Dacă că ai început prea bine. Da, ok, bun. Da, mă, da, ești nebun. Hai. Băi, nu se poate. Ah. Bine, asta înseamnă 2 metri de portar. Da. Nu am gândit că dai la același. Un la unu. Dacă ți-o apăre bine.
Hai, mă. Bine, bine, bine. M-am culcat pe ureche, m-am culcat pe ureche. Aaaa, dai la unul. No! Golul și ratarea. Ți-am dat golul, s-a terminat. Nu, nu, nu. Bă, nu cred, mă, așa ceva, se apăraste în două la început, dar avea 1-0, era perfect. Taca, taca la tocană, bă. Nu, nu cred. Provocare, tată, provocare. 3-0, nu s-a mai întâmplat asta niciodată în istoria acestor confruntări. Să te bat la tot, la tot, efectiv, bă. Bă, nu vine. Băi, să cred. Da, nu cred, mă, bă, că și cum începuseră penaltile, chiar am crezut că poate ți le scot pe toate. Și era simplu, că doar trebuia să game mai țeapă una și să le dau pe toate, că e 3-3 atâta. Bă, te-am făcut la mental, mă, te-am făcut la mental. Bă, bune. Știi cum e? E ca la piatră hârtie foarfece, știi, așa da. Ajunge să fie ăsta. Bă, dar chiar nu mă așteptam, nu știu, m-am culcat pe ureche, ai dat trei la rând în același colț, nu mă așteptam. Mintea, mă, mă joc cu mintea ta, fii antena la provocarea asta. Da, băieții, cam asta a fost clipul, mersi de invitație, Leo. Stai, eu mă duc la culcat. Nu plecați, nu plecați, băieți, nu plecați, deci și antena, postare. Hai, uite, facem așa. Uite pe canal, dar nu cred că te afectează. Deci vreau să mergi la cel mai slab clip al tău, ăla cu cele mai puține vizionări, care, nu știu, cel mai slab pe cel mai slab, așa. Și să scrii atâta sunt nu, subscribe la Leo, atât. Știam deja care e asta cu Champions. Poate câștiga UEFA Champions League în 15 minute. 10. Băi, era al treilea cel mai slab clip, apar și eu în el, deci, na. Ce? Da? Că... În al treilea cel mai slab. Da. Da. Ia. Yeah. Și în al 10-lea, cred, probabil, sau ceva, da. Adică eu sunt o piazărea pentru canalul. Da, uite, tău. E și Gianni pe aici, așa că... Da, deci mă simt onorat. Da. Într-o... Uite, e Messi în cel mai slab clip al meu, ca să zic. Dar chiar Ronaldo niciodată nu era clipul ăsta cel mai slab. Da. Poți câștiga UEFA Champions League. Dar chiar nu mă poți câștiga UEFA Champions League în 10 minute, că clipul are doar 7. Păi nu, gen n-am lăsat toate minute, dar stai, mă rog, teoretic s-a dus corect, că chiar n-a stăt schimb. Așa, deci ai să scrii un titlu? Nu, Leo e cel mai tare, Leo e cel mai tare. Și pui tu emoji-ul și de-astea să fie cât mai prost. Da, ce fac așa. Dacă Leo e cel mai... tare... Așa e, ok. Pot câștiga UEFA Champions. Da. Dar pune o poză, pune o poză cu noi doi, să fac o chestie de asta. Caută, da, caută nu ceva. Dar nu știu dacă am un... Da. Salvează. Să vezi că-ți bubuie clipul ăsta. Dacă le uiți cel mai putare. Bun, 24 de ore, Cristi o să aibă thumbnail-ul și titlul la clipul ăsta. Băieți, cam ăsta a fost acest episod. Sper că v-a plăcut, Cristi, sper că ți-a plăcut și ție. Da. Totuși, sunt curios dacă, într-adevăr, dacă ești cel mai tare, dacă poți câștiga UEFA Champions League în 10 minute. În 10 minute, da, și eu sunt curios de asta. Încercați acasă, da, băieți, ne spuneți. Intrați la clipul lui Cristi. Nu știu, dați și voi un like acolo, scrieți că veniți de la acest clip ca să vă dea Cristi în mimară. Dați și lui un subscribe dacă nu i-ați dat deja și mie. Până data viitoare, am fost Leo, v-am pupat. Ciao. Pa, pa.